Adela, last von dem Mann. Wer bist du, mir das zu sagen? Я завтра вам скажу. Хорошо. Cine sunteți? Молодежная немецкая организация. Organizația germană de tineret Phoenix-ul Bucovinean din Cernăuți, Ucraina. Город Черновцы, Украина. Dacă sunteți o organizație de limba germană, să vorbim germană. Ce faceți în România? In Timișoara ist ein Jugendtheaterfestival. Aici în Timișoara are loc un festival de teatru internațional în limba germană, de tineret, și noi jucăm teatru, nu la nivel profesionist, dar am venit în Timișoara să ne arătăm piesa. Se numește Fiicele Bernardei Alba. Este o adaptare după Casa Bernardei Alba a lui Federico Garcia Lorca, iar cea care ne-a ajutat să facem acest spectacol este Izolde Cobet. La Cernăuți sau la Timișoara? La Cernăuți. De 4 ani mă duc la ei vara. Luăm câte un spectacol, îl jumulim ca să-l adaptăm, bineînțeles, condițiilor de acolo, având în vedere că nu toți sunt vorbitori de limba germană. Îl adaptăm și jucăm în limba germană. Izolde Cobet, sunteți actriță la Teatrul German din Timișoara. Vă ocupați de trupele de actori, de amatori foarte tineri. Organizați un festival, un mini-festival românesc și unul internațional. Acum ne traduceți și nouă din limba germană. Ce nu faceți, de fapt, pentru acești tineri? Pentru acești tineri pot să fac orice. Mă bucur să-i pot ajuta pe ei. Mulți dintre ei din acest festival își găsesc în meseria asta un viitor. De fapt, despre ce festival este vorba? Este vorba despre a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de Tineret în limba germană, care are loc la Timișoara și care s-a născut dintr-o idee de a aduce elevi din liceele vorbitoare de limba germană pe o scenă profesionistă, de a le arăta că ceea ce au învățat la școală are un alt nivel și putem să jucăm în lumina reflectoarelor adevărate, cu o sonorizare adevărată pe o scenă profesionistă. Ce veți arăta publicului timișoran anul acesta? Pe lângă cele 7 spectacole ale trupei Nil, acest spectacol al trupei Bucoviner Phoenix din Cernăuți, va mai veni o trupă de la Osijek, de la Novi Sad și din Ungaria, iar din țară Sigma Art București, Impuls Brașov și Brucantal din Sibiu. Revenind la trupa de la Cernăuți, în mijlocul căreia ne aflăm, nu sunt pentru prima oară aici. Ce înseamnă pentru ei acest festival de teatru de la Timișoara? Das ist erstmal ganz gute Gelegenheit. În primul rând, scopul nostru este de a ne arăta spectacolele, să vedem ce este acum popular, ce se poate arăta și, bineînțeles, ne face o mare plăcere să luăm parte la atelierele de teatru care sunt conduse de actori și pedagogi de teatru. Vă și prezentați? Also ich bin der Besitzer von Jugendorf. Este Andrei Vinohradnic, conducătorul organizației de tineret din cadrul Casei Germane de la Cernăuți. Andrei Vinohradnic.